Bună seara! Eu sunt Adelina Crișan și astăzi ne aflăm în studioul RoboPaper. După nenumăratele interviuri luate jucătorilor de fotbal și fotbaliștilor, a venit momentul să intervievăm una dintre persoanele care se ocupă de creșterea acestor copii. În această seară, la fel ca invitat special pe domnul antrenor Ovidiu Silaghi. Vreau să încep prin a-i mulțumi că a acceptat să vină și să ne vorbească ce înseamnă viața unui antrenor de fotbal. Ce v-a determinat să dați în lumea fotbalului? În primul rând, bună seara! Ca toți din lumea asta, fiecare avem anumite slăbiciuni de mici. Da? Primul lucru, joacă. Totul a pornit de la joacă și a ajuns să fie ceva foarte serios. Când ați început să antrenați? Am început să antrenez în 2007. Atunci am început. Încă eram student, în primul an de facultate. Care este relația dintre antrenor și copii pe care antrenați? Relația dintre antrenor și copii? În primul rând, relația de respect, care trebuie să fie respect reciproc. Noi suntem de convingere că nu poți face fotbal cu militarie, dar nici nu vin la fotbal și iau totul ca o distracție. Deci încercăm să îmbinăm motivul cu plăcutul. Să le și facă plăcere și să, în același timp, să se și autodisciplineze. Pe care antrenorul admira cel mai mult? Cel mai mult? Pep Guardiola. Cel mai mult îmi place Pep Guardiola. Care a fost prima echipă pe care ați antrenat-o? Prima echipă? Am început în 2007, Juventus Oradea, un club particular. Ce vârstă membrii echipei pe care o antrenați? Membrii grupa. Am trei grupe de copii. Cea mai mare grupă sunt copii născuți în 2007, iar cei mai mici sunt născuți în 2012. Ce aturi ar trebui să aibă un antrenor de fotbal? Un antrenor de fotbal. În primul rând, se placă meseria. Dacă nu faci din plăcere, nu îți place ceea ce faci, nu ai nicio șansă în domeniu, în breasă. Să-ți place să lucrezi cu copiii, să ai răbdare, în primul rând. Și în același timp să fii foarte dedicat. Pentru că un antrenament nu se sfârșește în momentul când a terminat copilul. Ai după, înainte și după, e o muncă pe care o depui mult, mult, mult până la terminarea junioratului. Acum am dorit să vă punem un set de întrebări punctuale pe care le au și alți colegi de-ai mei, deoarece derulăm un proiect de cunoaștere a meseriilor. Ce condiții de studiu trebuie să îndeplinească un antrenor de fotbal? În primul rând, să termine Facultatea de Educație Fizică și Sport, prima și prima condiție, după care să urmeze cursurile Școlii Federale de Antrenori de la București, care și singura, deocamdată, e singura școală de antrenori din România. Iar după aceea să-și ia carnetul de antrenor și să fie activ, antrenor activ. În ce măsură au acces fetele în această meserie? Le dați vreo șansă să facă cariera din asta? Da, toată lumea are șansă, dar adevărul e că au șansă mai multe. E un domeniu în care toată lumea știe, preponderente sunt bărbați, chiar și la echipele de fete, mare majoritatea antrenorilor sunt de sex masculin. Care este salariul unui antrenor? Din păcate, în România, salariile, în general, nu doar a antrenorilor, sunt destul de mici. Nu pot să dau o anumită sumă, dar e undeva la salariul mediu din România. Dați-ne trei motive pro și trei contra care vă motivează să fiți antrenori. Trei motive pro? Păi primul și primul rând, considerați și voi, meseria mea e cea mai frumoasă. Lucrez cu copiii. Sunt suflete curate, nu au răutăți între ei, nu sunt răutăcioși la vârsta asta. Ceea ce e o plăcere. E o plăcere. În al doilea rând, ai plăcerea de a vedea un copil crește sub ochii tăi, îl educi, îl instruiești și își formează o conduită fizică, o igienă fizică sănătoasă. Contra, nu prea pot să găsesc. Sunt și lucruri mai puțin plăcute în meseria asta și în lumea asta fotbalului, dar încerc să fiu pozitiv. Fiecare să vadă partea prin avarii.
cel mai important sfat pe care l-ați primit în cariera de antrenor? Cel mai important sfat a fost un motto care la noi la liceu sportiv e pus la intrare în sala de judo și eu l-am luat ca un sfat, chiar dacă înțeles eu motto. Zice așa, că nu pregăti drumul pentru copil, ci pregătește-l pe copil pentru drum. Și asta cred că e cel mai important. În final, mai aveți ceva de adăugat? Nu, asta mi-aș dori ca noile generații care vin în spate să practice cât mai mult sport. Pentru că, din păcate, mergem într-o direcție greșită. Nu mă refer doar la fotbal, ci în general la sport. Sunt copii care ajung la 7, 8, 9 ani deja supraponderali, obeși, ceea ce nu face bine deloc stării noastre. Vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Și eu vă mulțumesc.